Universitatea de Vest din Timișoara invită publicul să participe la deschiderea expoziției absolvenților Facultății de Arte și Design. Evenimentul, ce a devenit o tradiție anuală, va avea loc în perioada 10-22 iulie, în 8 spații diferite din Timișoara. Printre acestea se numără Palatul Ștefania, Mono Art Space și Muzeul Național de Artă. Expoziția aduce în fața publicului o selecție de lucrări de absolvire ale studenților și masteranzilor Facultății de Arte și Design, demonstrând vitalitatea calitatea și relevanța învățământului artistic din Timișoara. Lucrările prezentate acoperă diverse domenii: grafică, pictură, sculptură, fotografie și video, conservare și restaurare, arte decorative, design grafic, de ambient și de produs, design vestimentar. Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat Universitatea de Vest din Timișoara, care aniversează în acest an 8 decenii de la înființare, oferă comunității Timișorene noi evenimente ale creativității, prin care sunt prezentate publicului larg ideile inovatoare și oportunitățile artistice ale studenților și mentorilor care îi îndrumă. De asemenea, această expoziție reprezintă o ocazie excelentă pentru publicul Timișorean de a înțelege complexitatea artelor și designului contemporan și de a vedea potențialul acestora în contribuția la dezvoltarea socioeconomică și culturală a orașului.